Bună ziua, domnul primar. Care e situația în Pianu în urma inundațiilor de aseară și de... La ora aceasta situația zic eu că este sub control, însă parcura este foarte, foarte mare. Am trei echipe pe teren care fac această evaluare. Aproape 240 de case inundate, vreo 4 km de străzi, 2 km de drum județean, 1 km jumate de rețele de apă și canalizare. Așa vă spun în linii mari, însă bucurie, dacă pot să o numesc așa, este că nu avem nicio victimă omenească. Câte utilaje aveți mobilizate aproximativ și câți oameni? Care... Aproximativ 25 de utilaje lucrează permanent pentru evacuarea nămolului de pus și a lubinilor aduse de ape și am vreo 20 de motopompe. Interesant și chiar trebuie să vă spun că toți cunoscuții, toți prietenii din zonă au sărit în ajutor, mulți fără să-i chem. Deci mobilizarea a fost una exemplare și se pare că spiritul civic rămâne totuși la română. Am înțeles că au venit și din alte localități să vă ajute. Au venit din alte localități și din alte județe am primit ajutoare. Vreau să vă zic că a rămas surprins, plăcut de tineri din Sebeș și din Alba care m-au sunat și și-au anunțat prezența ca și voluntari aici în Pianu. Da, extraordinar. Am avut tot sprijinul de care nici nu speram să nu pot beneficia. Și autoritățile, cum s-au mișcat autoritățile centrale? Exemplar, să știți. Deci au ajuns foarte, foarte repede, aproape simultan cu mine. Și vorbesc despre federalistul, despre prefectură, Consiliul Județean, Apele Române, DSP-ul mi-a fost prezent, ISC-ul, sigur o să uit dintre instituții. Într-adevăr, o mobilizare, zic eu, ca la carte, dar calamitatea este totuși un lucru care de multe ori depășește puterea omenească. Noi am dat acum circa 2 ore un material. Ați avut și șansa că s-au mobilizat foarte bine și pienarii. Deosebire de, n-aș vrea să amintesc alte localități, dar pienarii s-au mobilizat mai bine decât locuitorii altor localități. De regulă, concetățenii mei sunt oameni care sunt foarte receptivi și foarte atenți la problemele altora. Deci am văzut curți în care erau și câte 20 de oameni veniți din alte zone ale comunei. Deci, până la urmă, se pare că ne comportăm normal, pentru că așa trebuie să facem când unul are nevoie, să sărim cu toții în ajutor. O ultima întrebare, cam în câte zile, să spun așa, estimați că va reveni totul la normal în comuna Pianu? Din punctul meu de vedere, circulația nu este întreruptă nicăieri, avem apă și canal peste tot, avem alimentare cu energie electrică. Bineînțeles, aspectul comunei va mai dura până să putem să le remediem și neapărat avem nevoie de un sprijin, eu zic, sper guvernamental, pentru că, în primul rând, cetățenii care au case distruse nu au capacitate financiară să poată să-și renoveze aceste case. Iar vis-a-vis de noi, de administrația locală, eu zic că încercăm să rezolvăm și noi sperăm că putem primi un sprijin cât de cât financiar.